România are nevoie de Partidul Social Democrat pentru că noi vrem să avem grijă de electoratul nostru și de cetățenii României, înseamnă că PSD merge mai departe la muncă. Jubilați, domnule președinte, jubilați pentru propunerea domnului Matache. Pare rău, cum spune. Iulian Matache este un profesionist, deci a absolvit drumuri și poduri, de câte ori a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și Ministerul Transporturilor, a arătat că se pricepe. E un profesionist, e un meseriaș. Nu vreau să fac nicio discuție. Cred că și colegul nostru, senatorul Fifor, ar fi fost foarte bun. N-am înțeles, de fapt, ce s-a întâmplat. Eu cred că logic, și vorbind, și la drept vorbind, eu cred că în ministerele de administrație totuși trebuie să meargă oameni care să pricep categoric în domeniul respectiv. La cine trebuie să pe domnul Matache șampania în PSD acum? Permanent acum? Ce anume? Ați fost unul dintre principalii susținători? Nu, s-a făcut o propunere și colegii din biroul de permanent au fost de acord. Domnule președinte, domnul Matache e privit ca fiind omul dumneavoastră. Nu, asta o spuneți dumneavoastră presa. Asta cu omul cutare și omul cutare e o poveste de a dormi copii. Fiecare cetățean al acestei țări care a absolvit o facultate, care s-a specializat, are dreptul în viața lui să ocupe o funcție pe baza unei cariere planificate și să facă bine cetățenilor României. De cine îl recomandă? Nu are importanță. De Cărovana Plumb va fi validată în ce mai e nevoie de congres? Deci eu vă spun încă o dată. Partidul Social Democrat are conducere, are o coaliție puternică formată din Partidul Social Democrat, Uniunea Națională pentru Progresul României, ALDE. Aliații noștri sunt oameni serioși. Gabriel Oprea este unul dintre cei mai serioși politicieni din această țară. Călin Popescu-Tăriceanu este competent. Partidele pe care noi le reprezentăm au făcut, cât au fost la guvernare în ultimii 3 ani și jumătate, lucruri foarte bune pentru cetățenii României. Să ne aducem aminte de unde am preluat România și de la ce guvern, cum ne spune, care a ținut românii în genunchi și pe care i-au umilit cu mizeriile pe care le-au făcut în această țară la guvernare. Mă refer la PDL, nouă PNL. Păi și UNPR era în acel guvern. Nu mi-aduc aminte. A greșit Victor Ponta și a dat demisia? Partido.